Structura alternativă, partea a doua. Reamintim forma generală a structurii alternative în pseudocod. Funcționarea structurii alternative și blocul grafic Scratch asociat. Procedăm la fel și cu forma simplificată a structurii alternative în pseudocod. Funcționarea structurii alternative în forma simplificată și cu blocul grafic Scratch, dacă atunci, asociat. Implementarea condițiilor se realizează cu ajutorul blocurilor grafice Scratch plus, minus, înmulțit și împărțit, asociate, operatorilor aritmetici adunare, scădere, înmulțire, împărțire. Operatorul div funcționează în universul numerelor întregi și produce câtul împărțirii a două numere întregi, deci fără zecimale. Iată un exemplu, partea întreagă din 7 împărțit la 3 este 2. Operatorul mod produce restul împărțirii a două numere întregi. Iată, restul împărțirii lui 7 prin operatorul mod la 3 produce rezultatul 1. Pentru implementarea operatorilor relaționali mai mic, mai mare sau egal, mai mic sau egal, diferit și egal, avem la dispoziție doar 3 blocuri grafice Scratch. Condițiile compuse. Condiția din cadrul unei instrucțiuni dacă poate fi și o condiție compusă din două sau mai multe condiții alăturate prin operatori logici. Operatorii logici se folosesc asemeni unor cuvinte de legătură în construcția expresiilor logice similare și ele unor propoziții care în urma evaluării primesc o unică valoare logică, adevărat sau fals. Operatorii logici nu și sau. Exemple de folosire a operatorului nu, a negației, în cazul unor condiții, în cazul unor expresii logice. Negarea condiției x egal cu y conduce la x diferit de y. Negarea condiției x mai mare decât y conduce la x mai mic sau egal cu y. Folosirea operatorului logic și în vederea obținerii valorii adevărat presupune verificarea obținerii valorii de adevăr pentru fiecare dintre condițiile ce constituie condiția compusă. De exemplu, condiția ca numărul x să fie compus din exact 3 cifre se poate realiza prin stabilirea valorii de adevăr simultan pentru condițiile x mai mare strict decât 99 și x mai mic strict decât 1000. Folosirea operatorului sau în vederea obținerii valorii adevărat pentru o condiție compusă presupune verificarea existenței valorii de adevăr pentru cel puțin una dintre condiții.
Problemă. Se citește un număr natural dacă numărul are exact două cifre afișați pe ecran mesajul da, altfel afișați mesajul nu. Citește x. Dacă x mai mare strict decât 9 și x mai mic strict decât 100, atunci scrie da, altfel scrie nu, terminat dacă. Verificare pentru x egal cu 24. Cele două condiții sunt adevărate și atunci pe ecran apare mesajul da. Pentru x egal cu 2, una dintre condiții este falsă, rezultatul cumulat este fals, pe ecran apare mesajul nu. Iată implementarea algoritmului în Scratch. Problemă. Se citește un număr întreg dacă numărul este par și diferit de 2, afișați pe ecran mesajul da, altfel afișați mesajul nu. Pentru x egal cu 2, condiția restul la împărțirea cu 2 egal cu 0 este adevărată, dar cealaltă condiție 2 diferit de 2 produce rezultat fals. Dintr-un adevărat și un fals, rezultatul este fals. Pe ecran va fi scris mesajul nu. Implementarea algoritmului în mediul grafic Scratch. Structura alternativă compusă. Pe oricare dintre cele două ramuri ale unei instrucțiuni dacă, putem insera o altă instrucțiune dacă, obținând astfel o structură compusă. Problemă. Scrieți un algoritm care citește de la tastatură media unui elev la final de an școlar și afișează pe ecran diploma obținută. Diplomele sunt acordate astfel pentru medii cuprins între 9, 50 și 10. Diplomă de excelență pentru un medic cuprins între 9 și 9,49, diplomă de merit pentru un medic cuprins între 8 și 8,99, diplomă de studiu. Am figurat pe axa numerelor reale cele trei situații, cele trei tipuri de diplome. Implementarea algoritmului în mediul Scratch. Suntem într-o sesiune de autoevaluare. Ce se va afișa pe ecran știind că valoarea variabilei X, citită de la tastatură, este 2020? Dar dacă valoarea variabilei X este 2021? Autoevaluare. Studiați codul Scratch din imagine. Indicați anul de început al generației inventatorilor, anul de început al generației tehnologiilor, anul de început al generației programatorilor, anul de început al generației utilizatorilor și anul de început al generației inteligenței artificiale. Tema pentru acasă. Se citește un număr natural dacă numărul are valoarea cuprinsă între 33 și 99, afișați pe ecran mesajul da, altfel afișați mesajul nu. O temă de cercetare pentru grupe de câte 5 elevi. Istoria generațiilor de calculatoare a parcurs etapele de mai jos. Scrieți un algoritm care citește de la tastatură o variabilă reprezentând un an istoric și afișează pe ecran generația de calculatoare din care face parte. Indicații de implementare a algoritmului în mediul grafic Scratch.
Vă mulțumesc!